Salut, sunt Mihai Neamțu și te invit acum la Vocea Libertății. Un bun prieten m-a întrebat zilele trecute cum anume am trăit eu experiența aceea de neuitat a finalului referendumului din 7 octombrie. Cum anume am trăit în acea seară momentul anunțului rezultatelor finale. Și am răspuns foarte simplu. Am trăit acea zi cu sentimente amestecate. Sentimente de uimire, sentimente de neputință și mai ales de dezamăgire. Uimirea mai întâi a venit din faptul că am văzut totuși milioane de compatrioți, care astăzi aproape că au fost uitați, mobilizați pentru a onora până la urmă un exercițiu democratic, tot mai criticat astăzi de elitele globaliste. Poporul român, ca și alte popoare, astăzi în Europa, e prea rar invitat să-și dea cu părerea, deși noi suntem cei care plătim taxe și impozite pentru diferite pensii nesimțite sau pentru întreaga aristocrație bugetară. Și boicotul ăsta, coordonat al referendumului, a fost făcut de cei care sunt plătiți de către noi. Plus, cei din trusturile media, din diferite structuri politice, din zona showbiz sau cea academică. Toată această formă de solidaritate a boicotiștilor ne-a arătat că nu mai avem în România un sistem de valori creștine. Am remarcat și implicarea multor ierarhi sau preoți, mobilizarea lor sinceră pentru acest referendum, oameni care s-au jertfit și care astăzi n-au primit recunoaștere, dar cărora trebuie să le spunem un sincer mulțumesc. M-a încercat apoi sentimentul de neputință, cum vă spuneam. Mi s-a părut dureros că n-am putut să scoatem la vot încă un milion, un singur milion ne-a lipsit, pentru a-mi transmite Europei un semnal despre valorile noastre profunde. Sub raport organizațional, clar, biserica a fost depășită. Poate menirea ei nu este să organizeze call center-e și să ducă oamenii la vot. Cuvântul instituției oficiale n-a mai contat. Votul prin rețeaua de parohie s-a gripat. Am fost, în plus, vreau să spun asta, surprins de eficiența propagandistică a noului ateism printre tinerii români. Înseamnă că orele de religie, pe care am tot pus accentul în ultimii 30 de ani, n-au efect sau nu mai au același efect. Publicațiile oficiale, iarăși, ale bisericii n-au produs efectul scontat. Era videocratică își spune, deci, cuvântul. Clipurile unor vedete YouTube, de la Mihai Bendeac până la Codrin Bradea sau Ion Aion, au milioane de vizualizări. Mă întreb, deci, dacă astăzi creștinismul pierde sau nu pariul apologetic din social media. În sfârșit am avut sentimente de dezamăgire. Unii ierarhi ai bisericii, hai să spunem lucrurilor pe nume, au pariat pe această alianță cu politicienii corupți. Cu puține excepții, cele din Bihor, Suceava sau Dâmbovița, politicienii aceștia, cei corupți, au subminat demersul plebiscitar. Liviu Dragnea a tăcut, Călin Popescu Tăricianu a plecat din țară, Dacian Cioloș a tăcut, Klaus Iohannis a tăcut. Au fost doar două excepții, Dan Barna, care a vorbit despre boicot, și Ludovic Orban, care a vorbit despre și pentru referendum. În rest, dușmani de moarte, PSD și USR, și-au dat mâna pentru a îngropa cel mai important exercițiu democratic, îndrăznesc să spun, din ultima sută de ani. O inițiativă cetățenească. Chiar și președintele tuturor românilor s-a abținut de la orice comentariu pozitiv la adresa exercițiului democratic al referendumului sau la adresa familiei. Socialiștii de la Bruxelles s-au aliniat și ei ordinelor primite de mai departe. Nimic nou sub soare. În sfârșit, Biserica Ortodoxă a fost acuzată de o excesivă apropiere față de PSD. Gândiți-vă la faimosul "Vrednic este" cântat în cinstea lui Dragnea. Ostilitatea a milioane de oameni față de această alianță conjuncturală între cler și politicienii corupți s-a văzut la referendum. Da, s-au dat bani pentru catedrală în ultimii ani, dar costurile de imagine au fost uriașe. Hai să spunem altfel. Iuda l-a trădat pe Iisus la referendum. Când a trebuit să apere cuvântul lui Dumnezeu, politicianul corupt a adormit. Cred sincer că dacă biserica nu va porni curând procesul de evanghelizare, de creștinare a adulților din orașe, și dacă nu se va concentra mai ales pe dialogul cu profesioniștii, cu elitele din această țară, cu oamenii gospodari, atunci,
în doar 20-30 de ani vom fi condamnați la irelevanță socială. 6 octombrie 2018 a fost ziua ruperii oficiale a relației biserică-stat. Aș face însă și niște profeții. Peste câțiva ani se va produce o debranșare a bugetelor bisericii de la banul public. Așteptați-vă la asta. Huzurul din ultimele decenii va fi o amintire plăcută. Agendele seculariste ale partidelor vor căpăta aderență în societate. Va fi de neconceput peste 20 de ani să dai bani publici pentru, eu știu, sedii somptuoase ale unor episcopi. Vor câștiga însă acele comunități, cele creștine, care investesc în oameni, care investesc bani, energie, timp, în formarea tinerilor. Acest switch care s-a produs în ultimele decenii ne-a luat prin surprindere. Deși sondajele arată o țară aparent conservatoare, de pildă Pew Research Group spune că în România peste 70% din cetățeni au postit sau se împărtășesc sau merg la marile sărbători în biserică, toate aceste, repet, cifre ne vorbesc despre prezența ritualului în viața oamenilor, dar nu neapărat și a credințelor. Și aici vine distinția esențială. Întrebarea pentru biserică este: a dezvoltat mai mult ritualul și mai puțin convingerea, crezul? E o întrebare deschisă. Astăzi e clar că avem un public conservator la suprafață, dar e limpede că nu avem un vehicul politic care să vorbească despre aceste valori conservatoare ale celor care au mers la referendum. Repet, 3,5 milioane de oameni sunt astăzi fără reprezentare în Parlament. Încă ceva. Ortodoxia în ultimele 3 decenii a fost foarte dornică să se reducă la ortopraxie. Repet, foarte multe gesturi ritualice, prea puține convingeri doctrinare verificate. Eu personal cunosc oameni care fac yoga, dar se duc și la mormântul lui Arsenie Boca să se roage. Sau oameni care participă la maslu, însă consultă și zodiacul. Există oameni care venerează Dacia preistorică, unde se făceau sacrificii umane, dar se consideră în același timp creștini. Pe fondul memoriei satului arhaic s-au mai păstrat la noi ritualuri magico-religioase. Dar nu sunt deloc convins că avem oameni foarte mulți instruiți în ceea ce înseamnă cateheza creștină. Și din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat este că am rămas cu laici, cu multe daruri nefolosite și neînmulțite. Nu-i destul să fim religioși pentru a fi cu adevărat credincioși. Spun încă o dată, nu-i destul să fim religioși pentru a fi credincioși. Evreii din vremea lui Isus erau plini de evlavie. Mergeau la templu, făceau sacrificii. Mersul la templul din Ierusalim reprezenta pentru toți evreii din vremea lui Isus o obligație. Saul din Tarsus a făcut asta, dar tot el a creat o revoluție atunci când le-a vorbit creștinilor despre faptul că ritualul circumciziei are o valoare restrânsă. Ni se spune că avem în România astăzi oameni postitori care merg la marile adunări religioase de la cuvioasa Paraschiva, dar în același timp uitați-vă câți dintre români cred că avortul este sau nu este o crimă. Ni se spune astăzi că Rusia este pravoslavnică, dar numărul de avorturi în Rusia lui Vladimir Putin este infinit mai mare decât cel din Europa. Repet, ni se cere să recunoaștem că am avea un fond conservator, dar nu se vede absolut deloc cum anume aceste valori se traduc în legislație. Trebuie deci să redescoperim raportul între vizibil și invizibil. A fi creștin înseamnă mai mult decât să faci niște gesturi, să-ți faci cruce, să te închini. Hristos ne-a cerut până la urmă tăierea împrejur a inimii. Să nu ne lăsăm deci furați de această capcană a exteriorității, de zidurile exterioare. Și în comunism, să știți, și în comunism s-au construit școli, s-au făcut drumuri, hidrocentrale. Era comunismul bun doar pentru că se întâmplau lucrurile astea? Și în comunism s-a făcut metrou. Și în comunism s-au construit hidrocentrale. Dar oamenii de rând, erau înstrăinați de clasa conducătoare. Și noi, după Revoluție, am ridicat biserici, am făcut nesfârșite facultăți de teologie, seminarii, am renovat clădiri istorice și vechi monumente. Dar, oamenii, vă întreb, dar mai ales tinerii, sunt și ei convinși că asta e direcția pentru creștinismul viu al secolului 21? Putem spune că România mai este o țară creștină, eventual ortodoxă, când din 85% declarați în scripte, n-am avut participare decât 20%. Ne mai putem bate pe umăr cu chestia asta? Trebuie să recunoaștem însă că pe cealaltă
arteră a creștinismului contemporan, neoprotestanții au avut o cu totul altă mobilizare. Creștinii evanghelici au fost prezenți într-un număr mult mai mare, peste 70% la referendum. Am pierdut deci pe mâna noastră. Nu mai putem da vina astăzi nici pe tătari, nici pe comuniști, nici pe papistași. Nu mai avem pe cine să blamăm. Nu putem deci da vina pe Uniunea Europeană câte vreme în Polonia sau în Croația votul pentru familie a trecut. Sau în Ungaria. Aș reveni însă la această dilemă inițială. Cine reprezintă publicul conservator? Ce se întâmplă cu partidele care întorc spatele creștinilor? Ce anume ne așteaptă pe viitor? La această întrebare, teologic vorbind, răspunsul este unul foarte simplu. Cetățenia românească sau română e despre pământ, este despre apartenența noastră la țara asta. Cetățenia noastră religioasă, spirituală, este despre cer. Iar preoții ar trebui să se ocupe în primul rând de apartenența mea la această veșnicie. Politicienii, evident că au înțeles că secularizarea societăților europene a prins la români. Românii, poporul ăsta blajin, dar mimetic, care copiază foarte mult, acest popor, poporul român, a început să fie tot mai mult adaptat, în ghidimele, la standardele de ateism, secularizare ale Occidentului. Cel puțin ale Occidentului european. Occidentul american e ușor diferit. Din păcate însă, efectele se vor vedea cât de curând. Fără demografie, națiunea noastră se va stinge. Vreau deci să înțelegem că nu e destul. Nu e destul să avem o abordare de pe o zi pe alta. Ne trebuie o abordare strategică. Ne trebuie o gândire pe termen mediu și lung. Nu e suficient, de pildă, să recităm crezul de la Nicea într-o zi de duminică, să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și apoi să ne trezim în Parlament că această convenție care ține de ideologia de gen, convenția de la Istanbul, a fost votată. Nu e în regulă. Gândiți-vă la faptul că un personaj precum Alina Mungiu Pipidi scria recent că referendumurile nu sunt instrumente democratice. Acestea sunt noile noastre elite, în gura cărora se uită studenții, inclusiv poate unii dintre studenții de la disciplinele umaniste ale universităților noastre. Nu o să iau eu personal niciodată o lecție de istorie de la doamna Mungiu Pipidi. Oricum, nu mai devreme decât momentul în care Jean-Claude Juncker îmi va citi propriile mele studii de teologie patristică, adică niciodată. Aș vrea însă să ridicăm nivelul discuției și să privim la niște evidențe sociale mult mai flagrante. Urmăriți, deci, declarațiile și acțiunile celor mai importanți lideri ai Uniunii Europene astăzi. Urmăriți, deci, abordarea strategică, așadar. Hai să ne uităm la ce fac și la ceea ce spun liderii Uniunii Europene astăzi. Președintele Emmanuel Macron are o agendă progresistă. Și, da, este vehement contestat în Franța, dar rămâne unul dintre liderii Europei. Cancelarul Angela Merkel a avut o agendă relativistă și a adus în inima Europei peste 2 milioane de musulmani, în timp ce, sigur, ni s-a spus că istoria Europei și a Germaniei trebuie rescrisă. Theresa May face urări mohamedanilor de Ramadan, dar nu și de Sfintele Paști. Nu le vorbește creștinilor despre importanța învierii. Există excepții? Da, există. Italienii, polonezii, austriecii chiar, finlandezii, de ce nu? Sunt și aceștia parte din Europa și sunt și aceste popoare societăți care nu se aservesc corectitudinii politice. Trebuie deci să acceptăm că în Europa se dă o bătălie și că și noi facem parte din această luptă pentru adevăr și pentru libertate. Am explicat lucrul ăsta în ultima mea carte. Ura pentru creștini, dincolo de Europa, este absolut evidentă. Ni s-a spus că venim din Evul Mediu. Ni s-a spus că eroismul lui Ștefan cel Mare e irelevant astăzi pentru tinerii de 18 ani. Domnul Lucian Boia, istoricul reputat al ultimilor decenii, ne-a învățat să dizolvăm simțul tragic, să nu mai vorbim patetic despre poeziile lui Eminescu. Și uite că ne-am trezit cu pseudo-elite în doar 15-20 de ani, care se trag de șireturi cu Mihai Viteazu, care vorbesc în deriziune despre Constantin Brâncoveanu, care fac praf toată această constelație de valori naționale. Referendumul a fost un exercițiu de suveranitate pierdut. Am uitat realizările principiilor creștini din Europa medievală, din Europa orientală și încet, încet ne-am pierdut identitatea. Pentru că nu există memorie, dragii mei, fără identitate și nu există identitate fără memorie. Dacă vreți să vedeți diferența între noi și alte țări, mergeți în Bosnia.
sau în Albania și veți vedea ce s-a întâmplat cu acele țări unde n-a existat leadership creștin, unde societățile au fost convertite la semilună și nu și-au mai revenit. E foarte confortabil să pui etichetă. Dacă ești incomod, te facem medieval sau fascist. Însă noi nu reacționăm la etichete. Știm câteva adevăruri și știm în primul rând că părinții fondatori ai României, vedeți aici o clădire construită pe vremea lui Carol I, acești părinți fondatori ai României moderne vedeau în creștinism o forță eliberatoare. Să-l recitim de pildă pe Nicolae Bălcescu, lider al mișcării pașoptiste, care a fost închis pentru acest ideal național. Ce spunea el? Spunea foarte simplu că fără creștinism noi n-am avea gustul libertății. Libertatea, dragi prieteni, este esența proiectului occidental. Gândiți-vă la evreii care s-au eliberat de Egiptul faraonic și de Egiptul sclaviei. Gândiți-vă de asemenea la romanii din vremea lui Pavel, Onisim de pildă, robul, care se eliberează de lanțurile fricii, dar și de lanțurile propriu-zise de la picioarele sale. Toate acestea au fost posibile prin Revoluția creștină. Ați fost chemați la libertate, spune același apostol către Galateni. Deci, pentru mine și pentru milioane de europeni, libertatea rămâne un deziderat. Să nu uităm la cei care au trecut prin universul concentrațional. Să nu uităm de un Alexander Solzhenitsyn sau Steinhardt, toți mari scriitori care au sesizat puterea credinței de a elibera omul. De a elibera omul de sclavia exterioară, dar și de patim, nevroze, obsesii sau păcate. De asta spun că astăzi bătălia se dă pentru libertate și nu pentru egalitate. Nu ne-am născut egali decât poate în fața lui Dumnezeu. Alminteri, darurile noastre sunt împărțite, însă libertatea rămâne ceea ce ne dă identitate, ne dă, până la urmă, specificul și gustul personal. Acest video este gratuit numai prin generozitatea dumneavoastră. Fă acum o donație recurentă la adresa patreon.com/neamțu sau comandă ultima carte a autorului de pe site-ul povaralibertății.ro pentru o Românie deșteaptă. Vă mulțumim!